La judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Ciocana, astăzi urma să aibă loc o ședință de judecată cu privire la măsurile preventive în privința deputatului Partidului Șor, Marina Tauber. Ședința a fost contramandată din cauza absenței reprezentantului procuraturii. Înainte de începerea ședinței, Marina Tauber a declarat că drepturile sale de cetățean moldovean și deputat i-au fost încălcate din cauza restricțiilor în vigoare. Ea a spus că atât ea personal cât și avocații săi nu sunt de acord cu faptul că are interdicție de a părăsi municipiul Chișinău și că în privința sa și până astăzi există anumite restricții care o privează de dreptul de a desfășura o activitate politică normală, inclusiv în exercitarea mandatului de deputat.